Astăzi nu mai e păcat doar de dea la altul un cap. Sau te prinde ziua mare pe nevasta lui călare. Azi, minciuna și mândria, poftarea, necurăția, lăcomia de avere, nu mai sunt păcate grele, că ne-am învățat cu ele ca țiganii cu manele. Astăzi mulți evangheliști trăiesc parcă sunt artiști. Umblă la costum, cravată, stau în casă etajată și în parcare au mașină, iar ei cred că sunt lumină. Dar nu o mașină oarecare, ci din aia scumpă, tare. De-ai Opel sau Toyota, atunci nu ești din Apoca. De-ai BMW sau Merțan, atunci precis ești clujan. La nuntă e lume goală, vezi miresele cu coadă, pieptul în față e decoltat, nu mai au batic în cap, rochea în spate are o lipsă, nu-i ca și în apocalipsă învăluită. La nașterea de copii și acolo tragedii. Psalmul 128:4, parcă l-a scris necuratul. Mulți în el nu se încadrează, dar în continuu comentează că ei au înțelepciune câți copii să aducă în lume. Și atâta post, atâta rugăciune, atâți copii, familia să crească, doar suntem oameni cu înțelepciune, așa satanălor le spune de nunta sfântă să se pregătească. De copii ce să vorbești, că abia de mai zărești, câte unul, cel mult doi, ca așa e moda pe la noi. Iar acei ce au mai mulți sunt considerați inculți. Copii mai mulți dacă ai, nu mai poți merge la Hawaii. Nici prin Europa Vandra, numai tu și cu piranga. Astăzi nu mai e ca la început, astăzi e ca la barbut. Păstorii sunt trași la zar doar prin votul general și normal că nu e har. Doamne, ai milă de noi. Amin.